Bună și bine ați revenit la un nou videoclip. Numele meu este Mihaela și astăzi vreau să vă povestesc despre realizarea mea din ultima vreme, de care, sincer, sunt foarte, foarte mândră. Am reușit să dau 8 kg jos în mai puțin de o lună. Vreau să vă povestesc tot, dar înainte de toată treaba asta vreau să vă spun că nu vreau să dau sfaturi, nu sunt nutriționist, vreau să vă povestesc experiența mea. Cu siguranță că toate lucrurile care au funcționat la mine este posibil ca la voi să nu funcționeze, fiecare organism este diferit, așa că eu vreau doar să vă povestesc experiența mea și cum am reușit eu să fac treaba asta în mai puțin de o lună. Dar până vă povestesc eu cum am reușit să scap de aceste kilograme, vreau să încep cu începutul și vreau să vă spun de când și cum am început eu să mă îngraș. Eu în copilărie nu am fost o tipă grasă sau supraponderală. Din contră, am fost o tipă foarte slabă. Arătam super, super bine. Drept dovadă, eu îmi doream când eram mică să fiu fotomodel. Poate că treaba asta a venit și din faptul că sunt foarte înaltă. Eu am 1,80 m și cred că de acolo a venit toată dorința mea de a mă face fotomodel. Nu s-a întâmplat treaba asta, dar nu-mi pare rău nicio secundă. Am fost slabă în copilărie și am început să mă îngraș în urmă cu 6 ani și jumătate, ceva de genul, când am rămas însărcinată cu primul meu copilaș. Eu am 2 copilași, un băiețel de 6 ani, Octavian, și o fetiță de 2 ani, Ștefania. Și de când am rămas însărcinată, am început să mă îngraș așa, câte puțin, câte puțin. După ce am născut, am rămas, cred că, cu 20 de kilograme în plus. Și n-am dat foarte multe jos în următoarea perioadă. Am rămas și s-au tot adunat, n-am făcut absolut niciun efort să scap de ele, pentru că toată atenția mea era axată către copil și eu nu mai eram așa de importantă, nu mai aveam niciun interes asupra mea, ceea ce nu este și nu a fost deloc bine. Dar na, așa am fost eu la vremea respectivă, m-am lăsat așa pe tânjală și nu am făcut absolut nimic. După ce am născut a doua oară și am născut-o pe fetița noastră, din nou s-au acumulat câteva kilograme și din nou n-am făcut absolut nimic. Și m-am îngrășat, bineînțeles, am pus foarte multe kilograme în plus. Dacă găsesc o poză de când eram eu mai tânără, na, nu sunt bătrână nici acum, am 29 de ani, din adolescența mea, am să vă las o poză acolo să vedeți cum arătam. Acum am 29 de ani și cred că a venit timpul să mă mai gândesc puțin și la mine. De când am fost în vacanță cu nașa noastră, am primit un imbol din partea ei. Ea este foarte atentă la tot ce mănâncă, la cum arată, la foarte multe chestii și am luat și eu câteva lucruri bune de la ea în toată perioada asta. Am avut și o discuție cu ea pe tema asta cu îngrășatul și cu slăbitul și, sincer, m-a ajutat foarte, foarte mult. De când am venit din concediu, am început așa încet, încet. Nu vreau să spun că este o dietă. Am început să am un stil de viață mai sănătos și am început să iau din obiceiurile ei, să le introduc așa în viața mea și în meniul meu de zi cu zi. În primul rând, cred că cel mai important lucru pe care l-am făcut eu și de care sunt extraordinar de mândră. Cei care mă urmăriți de ceva vreme știți că eu beam foarte mult sucuri acidulate. Pepsi beam cel mai mult. Beam foarte mult. Beam o sticlă de Pepsi pe zi. Nu exista să rămân fără și cred că treaba asta este cea mai importantă care am făcut-o. Eu că am renunțat de tot la Pepsi. Am mai avut câteva scăpări și mi-a fost teamă că dacă am să beau o gură de Pepsi o să-mi fie din nou poftă și am să revin la obiceiul meu prost. Dar nu așa, nu a fost așa. Mi-am făcut pofta și am trecut peste. Acum sunt doar pe apă cu lămâie și cu ghimbir în principiu. Treaba asta am luat-o de la nașa noastră, care bea foarte multă apă cu ghimbir și cu lămâie. Și m-am obișnuit și eu dimineața, după masa, mai tot mereu beau apă cu lămâie, cu ghimbir, depinde ce am, dar prima oară când mă trezesc, asta fac, beau un pahar de apă cu lămâie, care este foarte bun și foarte răcoritor. Și cred că treaba asta m-a ajutat super, super mult. A doua chestie importantă pe care am făcut-o eu și cred că este foarte importantă, am avut o pauză mai lungă de 12 ore în care nu am mâncat. Eu după ora 7 am încercat să nu mai mănânc absolut nimic și mâncam a doua zi dimineața, luam micul dejun pe la 8, 9, 10, depinde cum mă trezeam, cum aveam timp, și aveam această pauză de 12, 13, 14 ore în care nu mâncam absolut nimic și în care nu mănânc, că încă țin această dietă.
și cred că a contat foarte mult treaba asta. Ce mai băgam în gură în intervalul ăsta de ore era doar apă sau apă cu lămâie și m-a ajutat foarte mult, sunt convinsă, și treaba asta. Ce am mai făcut? Am renunțat în totalitate la lucrurile prăjite. Am încercat să nu mai folosesc ulei mai deloc. Înainte făceam carne, o prăjeam în tigaie cu foarte mult ulei, cartofi prăjiți la greu cât se putea. Dar acum nu mai fac treaba asta, folosesc tigaia grill în care prăjesc carnea sau ce vreau eu să mănânc ziua. Am renunțat complet la ulei, folosesc foarte puțin ulei de măsline în salate, dar cam atât. Cam atât este interacțiunea mea cu uleiul, nu mai folosesc deloc, nu mai prăjesc chestii. Înainte, în fiecare dimineață îmi prăjeam orice vroiam să mănânc, prăjeam omleta, am foarte mult ulei, acum am renunțat și clar asta este o treabă super, super mișto. Și încă o chestie la care am mai renunțat eu în perioada asta este pâinea. Mâncam foarte multă pâine, nu exista masă la care eu să nu mănânc pâine și am renunțat aproape de tot la pâine. Mai mănânc dimineața, în funcție de ce îmi pun să mănânc, mănânc o felie sau două de pâine neagră cu semințe, dar au fost zile în care nu am mâncat pâine absolut deloc și cred că și treaba asta m-a ajutat. Chestiile la care am renunțat cu siguranță m-au ajutat super, super mult. Nu simt nevoia deloc să mănânc pâine sau ceva de genul. De obicei, noi oamenii avem tendința să mâncăm foarte, foarte mult, chiar dacă noi ne săturăm mult mai repede, avem tendința să mâncăm cam tot ce ne punem în farfurie, de aceea mi-am micșorat clar mesele, nu mai mănânc atât de mult, mi-am înjumătățit mesele și mănânc mult mai puțin, dar sincer mă simt foarte bine și am de gând să fac din toată dieta asta un stil de viață sănătos, să mănânc mult mai puțin, să renunț pe cât posibil la zahăr, să nu mai mănânc pâine, să nu mai beau sucuri acidulate de niciun fel. Apa cu lămâie e foarte, foarte bună și foarte sănătoasă, așa că sper din suflet să rămân la aceste obiceiuri bune, după părerea mea. Acum, na, fiecare face după cum crede și după cum consideră. Pe mine m-au ajutat foarte mult toate treburile astea pe care le-am făcut eu în ultima vreme și sunt foarte mândră de toate aceste 8 kg pe care le-am dat jos. Este o realizare mare, dar mai am mult până ajung la obiectivul meu. Îmi doresc să mai scap de cel puțin 14 kg în următoarea perioadă. Sper din suflet să mă țin această ambiție, să pot să fac treaba asta și să nu mă dea nimic înapoi. Am aproape o lună de când fac treaba asta și n-am avut scăpări mari. V-am zis, chiar dacă am avut așa o chestie de moment, m-am redresat imediat și m-am pus la punct oarecum. În ceea ce constă sportul, am făcut ceva sport, am încercat să fac dimineața 15-20 de minute sport. Am făcut exercițiile pe care le-am considerat eu, nu m-am luat după nimeni să fac nu știu ce exerciții, am făcut ce am considerat. Eu consider că orice fel de sport pe care îl faci te ajută. Clar că nu faci același lucru ca și cum ai face cu un instructor care știe ce grupe de mușchi să lucrezi și așa mai departe. Eu am făcut după mine, de aceea v-am și spus că eu nu vreau să dau aici sfaturi și să spun că ar trebui să faceți nu știu cum. Fiecare decide ce și cum face cu viața lui. Eu mi-am făcut lucrurile astea singură și dieta pe care o... Dieta, v-am spus, nu vreau să o numesc dietă pentru că nu o consider o dietă. Stilul ăsta de viață pe care mi l-am propus acum, mi l-am propus eu singură și nu m-am luat după absolut nimeni. La fel și sportul, fac ce sport consider eu, cu toate că nu știu dacă este neapărat bine, dar pe mine cel puțin până acum m-a ajutat. Sper din suflet să mă ajute și în continuare. Acest videoclip l-am făcut doar să vă motivez, să vă arăt că se poate, dar în niciun caz nu vă sfătuiesc să vă luați după mine. Fiecare om decide pentru el ce își dorește să facă și care este cea mai bună cale pentru el. Așa că eu prin acest videoclip îmi doresc să vă motivez, de ce nu. Vreau să vă spun că se poate, trebuie doar puțină ambiție. Cel puțin eu această lună care a trecut am fost foarte, foarte ambițioasă și îmi doresc din suflet ca și următoarea perioadă să fie la fel. După cum v-am spus, toată treaba asta îmi doresc să o fac așa ca un fel de, ca un stil de viață sănătos. Nu-mi doresc să schimb nimic, nu-mi doresc ca pe viitor să mănânc pâine sau să revin din nou la sucurile acidurate. Nu-mi doresc deloc treaba asta, îmi doresc să fie tot mereu exact așa cum este acum, nu-mi doresc să mănânc mai mult, îmi doresc să rămână toată treaba asta așa și să fie în continuare așa o scădere pentru mine. Cu siguranță că kilogramele astea se vor opri la un moment dat, pentru că eu am foarte mult de dat jos și probabil că de asta le-am și dat puțin mai repede.
o să vină și perioada aia de stagnare, dar cu siguranță atunci o să încerc să fac mai mult sport și am să fac mai mult efort decât fac acum în ceea ce privește alimentația și am să încerc să mănânc și mai sănătos de atât. Dar asta voi vedea eu pe parcurs. Deocamdată asta am avut eu să vă spun. Sper din suflet că v-a plăcut acest videoclip. Dacă v-a plăcut, mi-ar plăcea foarte mult să ne dați un like. Dacă considerați că rezonați cu mine și vă place ceea ce fac eu, vă place ceea ce postez, sau v-a plăcut pur și simplu acest videoclip și vreți să mă urmăriți în continuare, mi-ar plăcea foarte mult să apăsați acolo pe clopoțelul de abonare. A venit și Ștefi cu mine, abia s-a trezit drăguța și așa amorțită. Am filmat ieri meniul meu într-o zi, ca să vă arăt, să vă faceți așa cam o idee ce mănânc eu într-o zi. Am filmat, e o muscă aici care mă enervează, am filmat de la micul dejun până la cină tot ce am mâncat eu într-o zi. Sunt mesele pe care le-am mâncat eu ieri. Sper din suflet că v-a fost de folos, de ce nu. Eu vă pupăcesc tare, tare și vă doresc vizionare plăcută în continuare, dragii mei. Am pregătit aici micul dejun și mi-am tăiat aici două roșii mai micuțe. Mi-am făcut o felie de pâine cu semințe. Mi-am pus puțin unt, două felii de șuncă și puțină salată. Mi-am fiert aici două ouă și cam atât. Acesta este micul meu dejun. Am aici apa cu lămâie, mi-am pus ceva gheață pentru că deja e foarte, foarte cald și abia aștept să beau apa asta cu lămâie. Mi-am pregătit aici și cafeaua, din păcate nu am cafea naturală să-mi fac la aparat, mi-am făcut 3 în 1, dar mai facem și excepții că n-am încotro. Trebuie să beau cafea, eu nu pot să-mi încep dimineața fără să beau cafea, așa că astăzi o să beau 3 în 1, așa cu excepție. De obicei îmi fac cafea la aparat, dar astăzi nu am, așa că defilăm cu ce avem și cam așa arată micul meu dejun. Dacă e cazul, vă doresc și vouă o poftă bună, poftă bună și mie și o să ne vedem cu următoarea masă. Ca să mănânc și ceva dulce pentru ziua de astăzi, mi-am pregătit aici ciocolata pe care am desfăcut-o în urmă cu vreo 2 săptămâni. Este o ciocolată de la Heidi, vegană, ciocolata măruie, 85% cacao. Și am să mănânc doar, să văd dacă și pot să o scot, am să mănânc doar o bucățică mică din ea. Nu este foarte dulce, n-are neapărat un gust foarte, foarte bun, dar cât să îți faci pofta de ceva dulce, e super bună. Așa că bucățica asta de ciocolată am să o mănânc și am să mă răsfăț cu ea. Pentru prânz mi-am pregătit amestecul mexican. L-am tras la tigaie cu puțin unt, am pus sare, piper și cam atât. Am pus și puțină apă să se fiarbă orezul mai bine. Am făcut, cred că, în 5 minute treaba asta. Dar să știți că a ieșit foarte, foarte gustos. Aici am tras puiul la tigaie, după cum ați văzut. L-am făcut într-o tigaie grill și a ieșit super fain. Nu am pus ulei deloc. Arată foarte bine și cu siguranță e și foarte, foarte gustos. Nelipsită apă cu lămâie. Eu mă pun să mănânc. Acesta este prânzul pentru mine de astăzi. Este o mâncare foarte faină. Bineînțeles că o să mănânc fără pâine toată treaba asta. Înainte nu exista să am masă fără pâine. Acum am dat pâinea la o parte și mâncăm tot ce avem aici fără, așa că poftă bună nouă! Din această seară am să-mi prepar această salată. Este semi-preparată. Am aici un dressing pe care clar nu-l voi folosi. Aici sunt niște crutoane cu cașcaval, ceva de genul. Am mai luat această salată și e foarte, foarte faină. Aici am câteva semințe. Aici cred că este jumătate de morcov ras, 2 măsline. Și aici am salata propriu-zisă. Probabil că o să mai pun o roșie să nu fie chiar așa de seacă. Și aceasta este mâncarea din această seară pentru mine. Este suficient, este ceasul 7 fără 6 minute. N-am apucat să fac treaba asta mai devreme, dar este bine și acum. Le amestec pe toate repejor și mă pun și eu să mănânc. Aici o să închei și acest videoclip. Noi o să ne auzim cu drag pe data viitoare. Până atunci aveți grijă de voi și eu v-am pupăcit tare, tare. Pa, pa!